Salutare, prieteni! Vă salută cocoșul! Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Ei bine, în acest episod ne vom uita mai mult la update-ul care a venit 0.45, pentru că personal îmi place foarte mult. Nice. Niciun chef, like, subscribe și alea, server de Discord în descriere. Să intrați că vă vreau pe server, bă, deci vă vreau pe server. Așa. Și haideți să începem cu mirobolantul nostru episod. Ei bine, la început vreau să vă spun de PES, că încă nu a venit și mai sunt 5 zile. Să puteți să fac un clip și despre PES, habar n-am. Adică nu cred că are vreun rost, dar poate are vreun emote special și o să-l cumpăr și să văd cum e. Să ne uităm la skin-uri acum. Să vedem ce skin-uri sesizăm. Ei bine, putem sesiza. Momentan nu putem sesiza nimic. Eu prea bine. Ok, dar ce îmi place cel mai mult la update? Ei bine, sunt două chestii. Două chestii care îmi plac. Ei bine, bineînțeles, are legătură cu custom game. S-au băgat toate hărțile de Survivor, bă! Inclusiv Rush Hour, care este noua hartă și e super tare, complexă, dar tare rău. Mâine facem live cu ea, deci mâine live, să fiți pe live neapărat. Și avem Board Bash, Lavalent, Plog Dash, Laser și Bombardament și Honey Drop. Le avem pe toate, boys. Știți hărțile vechi, adică Lavalent și cu astea, deci nu mai are rost să intrăm pe ele. Dar pe Rush Hour intrăm, bă. Îs tare curios. Așa, un meci de 32 de player, numai așa, la Caterinca, la mișto. Și personal, mie îmi place tare mult că le-au băgat în sfârșit și pe astea alte hărți de survival, de rezistență, gen de elimination. Pentru că pe live-ul ne plictisim până la urmă de bloc, deci, înțelegeți? Și decât să ne plictisim de bloc, deci, mai bine mai jucăm și altceva, cum ar fi un Honey Drop, un bombardament, un laser tracer, ăla aveam, greșeala mea, un bombardament, un honey drop, un lavalent, unde ăsta, niște de astea, bă. Nu pot să cred că de repede vorbim 2 minute și să ia aproape tot update-ul. Dar tare curios să văd cum funcționează harta asta, că mă jucai numai un match, să văd cum e. E exact cum s-a promis. Ok. Băgai boții, se văzut pe clip cu siguranță. Mamă, și arată chiar bine. Deci e de elimination. Iubesc hărțile astea. Deci, hai să fim atenți aici, să nu picăm din prima. Să vedem cât de Caterinca e când nimerești pe cineva cu pum. Ești super epic, e super epic, bă. Boților, nu da. Oh, ce l-am lovit pe clown. Mamă, ce schemă. No. M-am dus. Adică de câteva minute în care vă explic ce este cu update-ul. Nu am sesizat încă niciun skin, dar o să pun câteva skin-uri așa înșirate pe ecran. Chiar dacă s-ar putea să le știți, eu o să le pun pe ecran la editare. Și da, îmi convine sincer foarte tare că s-a adăugat Rush Hour, pentru că decât să se mai fi adăugat o hartă de race care m-am plictisit până peste cap de ele, mai bine am adăugat una de survival, gen, să mai facem și noi un Rush Hour infinit, un Honey Drop infinit. Bine, hai că cine face Honey Drop infinit acum pe bune? Ok, știi să te concentrezi tare mult pe harta asta, este o hartă complicată. Aici dacă nu ratezi sau dacă ratezi pumnul e cam egal cu 0. Bă! M-am pins botul, păreri? M-am pins botul! Ok, vreau să chem un abonat pe episod, să dăm un versus 1 cu el pe acea hartă și sper să se audă. Deci am să vă zic pe scurt ce s-a întâmplat. Ei bine, nu s-a auzit, pentru că da, clasic Discord, nu se aude dacă ai căștile sau nu știu cum. Dar oricum nu este nicio problemă, din greșeli învățăm, așa că meciurile pe care le-am dat cu domnul Grinuleț, că eu cu el am jucat, o să le dau pe speed up să se termine așa mai repede, că oricum nu se aude nimic. Deci, I'm sorry for the mistake.
Cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe și îmi pare rău încă o dată că nu s-a auzit. Hai, ciao les!